Te salut și sper că ai o zi excelentă! Astăzi vreau să-ți vorbesc despre respirație și importanța acesteia în viața de zi cu zi, cât și în sport. Respirația este mult mai importantă decât nutriția sau hidratarea. Fără ultimele două putem trăi zile în șir, însă fără respirație putem trăi doar câteva minute, astfel că ar trebui să-i acordăm o importanță mult mai mare. Ce este respirația? Respirația este de fapt un proces fiziologic fundamental în care facem cu mediul înconjurător un schimb de oxigen și dioxid de carbon. Cum să respiri corect în timpul efortului fizic? Este una din cele mai frecvente întrebări pe care le primesc de la toți cursanții mei. Și ca să înțelegi cât mai bine chestia asta, o să-ți dau un exemplu practic. De exemplu, pe efortul minim din exercițiu se inspiră, pe efortul maxim se expiră. Și mai concret, o să luăm de exemplu o genuflexiune, care este un exercițiu foarte cunoscut. Efortul minim se consideră în momentul în care lăsăm bazinul să coboare, efortul maxim în care ridicăm bazinul în poziția inițială. Și mai concret, inspir când mă las în jos, expir când revin. Acum, expirul când revii, poți să-l faci în timp ce te ridici din genuflexiune sau poți să expir când ai ajuns sus. Acest principiu se aplică și în cazul unei fandări, și în cazul unei flotări, și în cazul unei îndreptări, a unei tracțiuni, la toate exercițiile. Efort minim inspir, efort maxim expir. În acest video vreau să te învăț care este cea mai simplă și eficientă metodă ca să-ți îmbunătățești capacitatea pulmonară. Însă, până acolo, vreau să-ți vorbesc puțin despre cele două sisteme energetice pe care le avem. Sistemul energetic aerob și sistemul energetic anaerob. Ca să înțelegi și mai bine, aerob, de exemplu, este un atlet de anduranță care face cardio, anaerob este un atlet de forță care ridică greutăți. Sistemul aerob este un sistem de lungă durată unde folosim oxigenul ca sursă principală. Sistemul anaerob este un sistem de scurtă durată pentru că nu ne ajunge doar oxigenul ca sursă de energie. Cea mai simplă metodă ca să îmbunătățești sistemul aerob este să faci un efort scăzut spre moderat și să respiri doar pe nas. Respirația pe nas ajută foarte mult la creșterea capacității pulmonare și la îmbunătățirea sistemului aerob, cel care îl folosim de obicei. O modalitate foarte simplă ca să faci chestia asta, poți să o faci și în casă. De exemplu, îți setezi un ceas la 10-20 de minute cât ai tu chef și faci o mișcare simplă, jogging sau alergare pe loc, să fie de intensitate scăzută spre medie ca să poți să o menții constant și să respiri doar pe nas fără să deschizi gura. De exemplu, aici. 10-20 de minute. În funcție de rezistența care o ai, poți să crești un pic intensitatea sau poți să faci chiar afară chestia asta, să te duci și să alergi maxim 20 de minute și să respiri strict pe nas. Este o chestie într-adevăr destul de plictisitoare, însă foarte eficientă. Vreau să testez acest lucru, vreau să-mi spui cum te simți și să împărtășești pe grupul de Facebook.